Televiziunea Valea Prahovei și săptămânalul Valea Prahovei, în colaborare cu Agenția Națională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, au demarat o campanie de prevenire a consumului de droguri. Astăzi, gazda a fost grupul școlar construcții de mașini din Câmpina. Se observă o creștere a consumului de droguri. A fost făcut comparativ 2007-2010. S-a observat într-adevăr o creștere de la 1,7% în 2007 la 4,3% în ceea ce privește creșterea consumului de droguri. În cadrul acestei campanii vor fi activități de informare cu privire la riscurile asociate consumului de alcool, tutun, droguri legale, ilegale și a produselor etnobotanice. Dar și din punct de vedere social, în momentul, cum spuneai tu, că cu toții suntem dependenți, în momentul când tu nu mai ai grija școlii, grija față de treburile din casă, grija față de vestimentație, față de tot ceea ce înseamnă cu adevărat viața unui om și singura ta preocupare este dată de cafea, de messenger, de obținerea heroinei și mai departe, în momentul acela, substanța care ți-a creat adicția este foarte clar un dolor. Campania se axează pe informarea în rândul tinerilor care au cunoștință de acest fenomen și, din păcate, riscă să fie chiar ei victime. Am oarecum niște prieteni care au picat în acest anturaj. Am încercat decât să-i ajut prin campanie, pentru că a mai fost odată o campanie la noi la școală. Ulterior am putut să-i ajutăm pe cei din jurul nostru cu informații, dar și fiind alături de ei prin bunăvoința noastră de a nu-i aduce în impasul în care ei au fost odată. Ai reușit? Într-o mare măsură, să zic, 30%, deoarece în principiu au vrut și ei să renunțe, dar anturajul i-au adus din nou la punctul mort, să zic. Despre consumul de droguri, pur și simplu, o prostie foarte mare. Unii pot avea depresii și alte chestii. Poți să mai spui că sunt lerii de atunci? În momentul acela nu, deoarece aș putea să zic că mă fac de râs cu ei. Și totuși, sunt prietenii tăi, îi lași așa, nu încerc să... Să-i convingi, să renunțe? În momentul în care sunt sub, cum să zic, influența acestora, nu mai am ce să le fac. După ce se termină efectul, le zic, nu înțeleg. Dar ești conștient că e un rău? Este, bineînțeles, mai ales că am avut prieteni care au murit. Campania se va desfășura în toate liceele câmpinene până la sfârșitul lunii decembrie. Drogurile ucid, iar oamenii trebuie să știe asta și, mai mult, să întindă o mână de ajutor celor de lângă ei. Nu știu.